Bună seara! Bună seara, lume bună și frumoasă! Salutare, prieteni! Salutare, colegi! Toți cei din domeniul social media, viitori colegi! Mie îmi spune Dumitru Talmazan și azi discutăm despre profesia social media sau, cum am zis, vreau să lucrez în social media. Ce să fac? De unde să încep? La ce să încep? Dați-mi un semn dacă eu sunt pe fir, dacă mă auziți, dacă se aude bine, se vede. Dacă nu avem gap-uri de conexiune, vă rog, dați-mi un plus, un minus, orice, și-ar demonstra că eu sunt aici și voi mă vedeți. Așa, eu am conectat aici sunetul și să văd dacă slășnă, ne slășnă. Parcă se aude. Parcă se aude. Așa. Bun. Prieteni, pentru voi inclusiv am pregătit și o mică prezentare la subiectul despre care discutăm azi, anume despre vreau să lucrez în social media, la ce spornesc. Dacă sunteți conectați și dacă vă este relevant acest subiect, dați-mi un plus, un minus, un like, să înțeleg că subiectul de azi ar fi relevant și pentru voi inclusiv. Pentru că cumva am pregătit niște slide-uri dintr-un webinar trecut, la care discutam despre partea de cum să câștigi din social media, respectiv voi folosi acea prezentare, dar mai mult o să comentez și poate o să mă uit la comentariile voastre ca să putem avea un dialog, de ce nu. Spuneam că săptămânal încerc să nu mă dezbat de la program, voi pregăti cumva o serie de teme scurte, mici, care durează 45 de minute, plus minus, ca să putem discuta cu voi social media mai prin prismă privată și mai pe subiect îngust. Așa, mă uit dacă sunteți, așa, sunteți, mă uit că sunteți, mă uit că mă vedeți, înseamnă că totul este ok. Haideți să pornim la partea de comunicare. Am zis că se vede, se aude, nu mai arătăm slide-ul ăsta, mergem mai departe. Dacă se vede, se aude, pentru cei care prima oară sunt pe paginile ASAP Digital Team sau pe Talmazan Digital, mie îmi spune Dumitru Talmazan și eu sunt certificat MBA, Facebook certificat, speaker internațional, da-dam, 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 tare multe, multe companii legate de domeniul social media, companii care le administrez pe direcția de social media și comunicare, peste 6 ani, peste 200 de clienți anual promovăm pe direcția de ASAP Digital Team cu promovarea online, pe direcția de instruire, 2000 plus studenți anual, plus parte de project în contextul comunicării social media. Înainte de asta am avut un curs, pot să mă bâlbâi, să mă iertați, am avut 3 ore de flow verbal, dar dacă sunteți aici și sunteți pentru social media sau vreți să vedeți ce se întâmplă, cu dragul să fac un dialog pentru cei interesați. Păi iată, spuneam despre momentul de comunicare și cumva partea asta de cu ce să mă ocup. Dacă ești în zona de un căutare de job sau dacă deja lucrezi în zona de social media sau planifici să lucrezi, să înveți în zona de social media, pentru tine discuția de azi o să fie relevantă. Calea asta eu am trecut-o. Astăzi, aflându-mă în postura de speaker internațional, certificat Facebook, MBA, administrator de companie digitală, cofondator la o agenție, școală, toate acestea sunt un fel de rezultat, dacă vreți, prin prisma căruia eu azi vă vorbesc. Dar până atunci, cumva, repet și povestesc deseori despre acest moment, că istoria mea a început tare de mult, când eu lucram în domeniul nunților, și organizarea de nunți era elementul care cumva făceam și social media. Da? Și acolo am început să fac primele deprinderi și fără să vrem cream conținut în contextul de social media. Așa, văd peste 20 de persoane, dați-mi inimioare, like-uri, comentarii. Eu mă aud tot ok, că văd că feed-ul e free de tot. Nu-i nici o reacție, aici sunt oameni, și tot gine, I'm not alone, sau să-i cânt eu singur, nu e eu, I'm here with you, da-da-da-da-da.
am un mod azi mai jucăuș, pentru că cumva după după curs așa aici spune că nu s-a schimbat, apropo pe Talmazan așa, hai că s-a pornit mai timp. Este, sunt, e perfect, ok, super. Respectiv, vorbim despre partea de istorie care duce către ceea ce azi comunicăm, este că am început cumva cu postări tipice, clasice, care erau înainte, am început să lucrez și să pe în domeniul social media, pe direcții de content, creare, care azi multe branduri încă nu o fac și nu știu de ce nu o fac. Apropo, eu cu căștile. Domne ferește, m-am buimășit. Păi iată, spuneam că pe partea de social media, cumva, mulți nu comunică cu contentul video, mulți nu iau feedback de la clienți, mulți nu arată procesul de lucru. Noi asta o făceam încă prin 2014 și 2016, 6 ani în urmă, când noi cream partea de comunicare. Trecut o cale lungă până pot azi vă povestesc făcând activități multe și interesante în mai multe țări. Respectiv, promovând zeci de companii din diferite domenii, toate acestea pentru că îmi place social media, pentru că mă pricep la asta și vreau să fac un share cu voi. Azi discutăm despre momentul care se cheamă vreau să lucrez în social media și o să-l discutăm prin prisma la acești factori. Ce fel de rețele sociale sunt și unde vă puteți lucra, ce fel de forme de colaborare cât costă, cam ce primești și care sunt acele responsabilități pe care voi să le depuneți. Vreau să-mi spuneți din cei care sunt prezenți azi în live, cei care de-am făcut share, făcut un ghine lui domnul Dumitru, au făcut un ghine lui Luteț. Vreau să-mi spuneți care este rolul vostru. Vă sunteți CEO, founder, sunteți social media manager, copywriter, simplu privitor. Care este funcția voastră? Pentru că noi azi vorbim despre acest moment și vreau să vă calibrez dacă sunteți... Ok, Mihail spune că sunetul e cam mic. Mihai, sper că mă e mai bine. O să încerc să comunic mai tare sau mai în microfon. Azi testăm MK4 de la Shure, deși s-a iertare dacă drug ceva, sunetul nu e ok. Dar sper că amul este mai bine. Respectiv, ziceam de faptul că cumva partea asta de comunicare vine prin prisma factorului de ce fel de rețele de socializare există și în dependență de ce fel de rețele sociale noi ne axăm, practic va crește și expertiza noastră către care noi vrem să tindem. Adică dacă vreți să fiți expert pe Facebook, ori pe Instagram, ori pe Adna Klasnicki, aici vă dau un sfat sigur, nu mergeți pe toate rețelele odată. Focusați-vă atenția către o expertiză îngustă și pe urmă măriți-vă impactul. Am făcut greșeala asta, eu la început făceam cursuri chiar și săpam adânc și în Facebook și Instagram și în Adna Klasnicki și Contact și YouTube și Twitter și LinkedIn și până la urmă nimic. Până că nu m-am focusat pe Facebook, pe urmă încet am trecut pe Instagram, pe urmă încet am început să cunoaștem despre YouTube, acum mergem pe direcția de marketing general, adică elementul de expertiză și focus, vă rog mult, concentrați-vă, pentru că el este foarte important să fie tot ce ne-i în rusă, să zice. Rețele sociale sunt la noi în Moldova diferite, Facebook, Instagram, Adnaklasnicki, YouTube, Twitter, TikTok, LinkedIn, Contacte. O să avem câțiva parametri pe care vreau să-l luați în vedere când luați decizia de lucru sau când o să lucrați cu specialiști, dacă ei cunosc acest moment, pentru că direcția de ce fel de rețea socială are câțiva factori. Primul este contextul de statistică. Da? Noi vedem aici statistici. Avem câteva statistici și puteți să solicitați raportul la Gramatic. În dependență ce fel de statistici voi aveți în Facebook, în Instagram, în Adnaklasnicki, în YouTube, în Twitter, în TikTok, în LinkedIn, în Contact, ori alte rețele, o să ne apreciem la răspunsul întrebării. Sunt eu acolo unde este clientul meu sau nu? Adică asta este logica și asta este întrebarea care voi trebuie să vă adresați vouă. Sunteți voi acolo unde sunt clienții voștri sau nu? Prin mai multe perspective. Prima din ele este statistica. Păi dacă se observa statistica, spre exemplu, în Facebook, este cu un accent foarte mare a vârstei de 34-20, adică putem lua 20-35-20-40, la Instagram o să fie un segment foarte mare 13-30, la Adnaklasnicki o să fie un segment foarte mare 30-65,
YouTube o să fie un segment foarte mare de 20-40, Twitter, aici sunt mai mult pe zona de ambasadori, raporte, proiecte internaționale. Așa, Mihai, sunt fondator la pagina Martor Ocular, tind să dezvolt un canal de știri. Ok? Ok, dacă apar mai întrebări sau vrei să discutăm mai multe case-uri, pune exemple și le dezbatem. Ziceam, TikTok, acum vedem un trend tare mare, că aici sunt useri cu direcția de 18-25-18-35. E LinkedIn, vârsta 25-30, sus la 40-45, în contacte, vârsta mare, puternică de 15-25. Deci, primul segment, întrebați-vă unde sunt clienții voștri, ca să vă dați seama după parametri de vârstă și categorie, de clasă socială, dacă vreți, solicitați analitică. Solicitați analitică, ia să vă dai răspunsul la această întrebare. Dacă să mergem, bani noi n-a să avem să lucrăm peste tot, vă asigur, n-a să aveți. Deci întrebați-vă unde este focusul pentru ziua de azi. Cea mai mare greșeală des întâlnită este că noi vrem peste tot, amu, aici, trei postări pe zi, pe fiecare rețea socială și t.d.t.p. Dar, practica arată că trebuie să vă selectați o rețea socială de bază și una, două adiționale. Cel mai des în Moldova combinația se alege dintre Facebook de bază sau Instagram de bază și adițional vine YouTube-ul cu LinkedIn-ul, YouTube-ul cu TikTok-ul, YouTube-ul cu Adnaclassnik. Adică cum așa, YouTube-ul îl recomand la toți, minim în versiune de playlist și în formatul ăsta o să prindă bine. Neapărat, când o să vă împachetați deja foarte repede, trec cu un sfat tehnic care întrebați la social media managerul vostru să o faceți vă screen la momentele astea. Nume și prenume. La fiecare rețea socială este aparte, el trebuie să fie clar, real și ca în buletin, pentru că dacă se blochează, ori trebuie să deblocare, vă rog frumos, puneți-vă ca în buletin, pentru că e complicat, amuia tot mai mult și mai mult spargeri de conturi, de blocări, să nu fie numele, vedeți, la un exemplu care au trimis cererii prietenii, Virel, iubitul Cristinei. Așa, și acolo scrie fetele, eu nu mai sunt cu Cristina, dar nu pot schimb numele profil în timp de 60 de zile. Asta era tare bun, Virel, prietenul Cristinei, și Facebook nu permite schimb de pagina, dar el nu a putut să o ții pe Cristina mai mult de 60 de zile, respectiv sensul ăsta, UV, a fost cum a fost. Așa, de ce? Pe fiecare rețea socială, luați în vedere lungimea de nume și restul a detaliilor. De ce eu vă vorbesc despre detaliile rețelei socializare când întrebarea era, dar și cu banul? Pentru că voi când o să intrați în expertiză, de expertiza voastră o să depinde cât o să câștigați. O să fiți voi social media manager, o să fiți voi alte funcții pe care o să le trecem, o să depinde foarte mult cât de bine cunoașteți. Deci întrebați, voi acestea cunoașteți? Dacă cei ce vorbesc acum nu cunoașteți, înseamnă că voi nici n-ați intrat încă în dans. Dacă cunoașteți, înseamnă că mergem mai departe, ce îmi dați și vreți, suntem boli și drov. Și aici noi mergem la cel mai important din seara de astăzi care azi discutăm, asta este ce forme și cât costă. Deci, avem trei forme de colaborare. Freelancer, in-house și outsource. Vă trebuie să vă apreciați ca ce voi vreți să lucrați sau ca ce voi vreți să angajați. Un freelancer, un outsourcer sau un in-houser. Cine sunt ei? Freelancer, un liber profesionist, de obicei studenți care au câteva ore sau mămici în decret, au grijă de copil și pot dedica câteva ore pentru lucru în sensul ăsta. Sau oamenii care combină jobul, un jurnalist mai face și din când o să mam sau invers. Adică el este un freelancer. In-house este specialist pe care voi îl angajați în companie. Apropo, fiecare are plusul și minusul lor. O să le spun așa în două cuvinte, dar fiecare nu este asta mai gine. Depinde. Și al treilea formă este outsource. Outsource de obicei se are în vedere elementul de companii, da? Agenții. Agenții, companii care pot presta servicii. Unde văd plusurile și unde văd minusurile aceste forme este că cel mai des, nu o luați cu rău, dar cel mai des, freelancerul costă mai ieftin. Îl găsești posibil mai repede, calitatea posibil mai rea, logistică mai multă. În general, nu fac apel la niciun freelancer. Am fost în toate posturile. Dar de obicei se zvonește prin piață
că freelancerii poate dispară. Sau freelancerul, dacă îți faci și el tăiat una, atunci crede-mă că el nu-i bun și în design, și în copywriting, și în setare publicitate, și în analitic, și toate momentele este. Dar el este mai ieftin cu siguranță. Și dacă găsești unul bun, unul demn, unul adevărat, atunci câștigi tare, tare gine din formula asta. Sau tu ca freelancer poți lucra în postura asta. Dar trebuie să ai în vedere că pe lângă faptul că trebuie să faci expertiză, adică trebuie să dai conținut, va trebui încă să faci management și să dai și partea de căutare de clienți și alte chestii care nu sunt de vesele. A doilea despre care vorbeam in-house este angajatul. Angajatul este varianta perfectă pentru afacerile medii, mici, în care el o să-ți facă și postări și publicitate, o să răspundi la comentarii, să dau și în CRM, o să răspundi și la telefon, poate și o să-i suni, poate și o să vândă, adică mai multe o să facă, dar e greu de găsit unul, e greu de găsit. Puțini în piață sunt care sunt gata să lucreze în haos. Al doilea moment tehnic este că angajatul se arde repede, mai ales dacă lucrează la companie, la companie medie mică. Mare, poate încă e vesel. Dar oricum, eu am lucrat ca angajat în social media și după o perioadă lungă în care tu lucrezi un an de zile, doi, în aceeași nișă, tu deja nu mai ai idei. Când ești într-o agenție și lucrezi ca să mă am și tu azi vinzi flori, mâine vinzi beton. De aceea, în formatul ăsta, angajatul are și plusuri și minusuri. Costă mai mult ca freelancerul, dar mai puțin ca a treia categorie care este agențiile. Și la angajat încă trebuie să-i faci loc de muncă, asta, sau tu ca angajat să înțelegi cât. Acum și o să vedem. Agențiile sunt mai scumpe, cu siguranță. Agențiile, când prestează servicii, din practica noastră și colegilor noștri, au sunt câțiva angajați și aparte copywriter, aparte designer, aparte media manager. Deci toate sunt aparte și ele toate au un scop. Pe când angajatul va deplini doar o funcție sau va acumula și nu va fi calitate. În momentul ăsta e important să îl înțelegem. Aș merge la cât costă, dar vreau să vă întreb cei 12 acum, la moment care se uită, înțeleg că mai intrați ieșiți, dacă tot ok ca legătură și dacă e relevant subiectul zilei de azi. Dați-mi un plus, vreo inimeară, ceva să înțeleg că sunteți cu mine și e cu sens discuția noastră. Vă rog mult dacă sunteți conectați. Este, da? Așa. Mergem mai departe. Dacă legătura este și voi sunteți cu mine, nu uitați din când să vă manifestați emoțiile față de conținutul pe care îl predau ca să vă fie clar și mie că sunteți în același ritm cu mine. Păi iată, noi spuneam că există in-house, freelance, outsource, care voi puteți sau să lucrați sau să angajați. Ambele perspective sunt egale pentru toate taberele. Mergem la cât costă în Republica Moldova atât momentul ăsta, care este elementul de cost. Dacă vorbim de un flux, cum ar trebui să fie sau ce am putea face, cu siguranță începem de la un project manager, îi se mai spune lui SMM-șic. Eu îl numesc project manager. De ce? Și SMM este o funcție, dar project managerul, voi puteți să lucrați ca project manager într-o agenție, voi puteți să lucrați ca project manager într-o companie care are mai multe pagini, mai multe proiecte și se coordonați toată activitatea. Ce coordonați voi? O coordonați activitatea din prestatori, activitatea din departamentul de marketing și activitatea din departamentul de vânzări. Coordonați livrabilele care trebuie să fie și controlați momentele astea. Un project manager primește de la, dacă e freelancer, vreo 2000 de lei pe lună, dacă lucrează la distanță, dacă e in-house de la 5 la 10.000, dacă într-o agenție poate primi până la 20.000. Adică în sensul ăsta, dependență de agenție și dependență de calibru acestor factori, voi ca project manager puteți să câștigați vectorul ăsta. A doua funcție care cred eu că există în social media, care seamănă cu project manager, noi zicem SMM-șic. Din păcate, SMM-ul ăsta nu este persoana care face tot. Vă spun SMM-ul care îl cred eu și pe care sunt gata să îl angajez, sau SMM-ul care sunt gata să îl învăț, sau sunt gata să îl promovez. Este SMM-ul care, el practic, rolul social media managerului este să dea fluxul la
vectorul de comunicare în online. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că social media manager face în primul rând research. El știe tot ce e, conceptualizează și face delegare. Adică eu ca social media manager ce am de făcut? Eu posibil răspund la mesaje, eu posibil răspund la comentarii, eu posibil introduc în CRM, eu posibil mă gândesc am despre ce o să fie postările. Aha, trebuie o postare despre feedback. Așa, eu legătura cu managerul, eu legătura cu videograful, filmez asta, fac textul, copywriter-ul, poate eu știu și text, fac, dar că dacă nu știu, dau la copywriter, design precis nu știu să fac, înseamnă că dau la designer, sau nu știu, n-am bani, dau la un Canva care face prin Canva. Respectiv, social media manager este un fel de dirijor. De ce ziceam că el seamănă cu project manager, care el numai că e un dirijor creativ. Și el va da mai departe de lucrurile atâția și care de obicei el tot le face în unele companii mici. Dar dacă voi sunteți freelancer, voi puteți coordonați activitatea social media ca un freelancer de la 500 la 1000 lei pe proiect. Dacă in-house, puteți să aveți un salariu de la 4 la 10.000 de lei. Dacă sunteți într-o agenție, puteți să aveți de la 2.000 la 5.000 de lei. Adică de ce spun dacă in-house? Când sunteți într-o companie, salariul vostru de social media o să fie mai mare ca într-o agenție, deoarece voi veți lucra multilateral. Cum ziceam, voi puteți doar să conceptualizați și să delegați, și asta e mai mult seamănă cu agenții, sau să conceptualizați și să realizați. Tot voi veți face textul, tot voi veți face imaginea, production-ul, montajul, tot voi, celălalt orchestră. De atât el prinește o leacă mai mult. Calitatea, desigur, că suferă. Așa că aici nu pot să mă expun în care direcție mai bine voi să mergeți. Dar, din experiență, greu de găsit, cu siguranță, vă spuneam, angajatul. Și calitatea un pic suferă. Următorul funcție care este și care foarte populară muia este designerul. Designerul și nu designer general, puteți să deveniți, sau dacă sunteți, designer social media. E un pic diferit. Și mie, din păcate, nu întotdeauna designerii care scrutâie în production de site-uri, în production de prezentări, poți fi designeri pentru social media. Pentru că designerul pentru social media trebuie să înțeleagă că sunt, pe de-o parte, unul, reguli de utilizare a social media. Doi, există o filosofie în spatele social media. E nu e ca designul de oraș. Este un pic cu altă user experience. Ce în sensul ăsta, puteți și să vă reprofilați, că e necesitate în piață, sau să deveniți designer social media care are de făcut mult lucru, pentru că tot mai mult și mai mult crește consumul calitativ. Oamenii vor imagini reale, vor imagini adaptate, vor imagini bune, nu din Shutterstock-uri, chiar dacă stock-urile sunt o soluție interesantă. Câștigă el foarte simplu, per proiect, per postare, poți să aibă 2, 3, 5, 10 dolari în Republica Moldova, ca angajat poți să aibă de la 7 la 15.000, de la 7 la 10.000 de lei pe lună, că în agenții poate să aibă și până la 20.000. Din experiență, de la 7 la 20.000, auzit la colegi, la noi, cam așa este prețul unui designer bun. În agenții, cu siguranță, nu face o diversitate mai mare și o calitate mai înaltă. În companii mai medii, ca freelancer încă mai medii, pentru că noi știm că la freelancer apelează deseori agențiile sau companiile în startul lor de dezvoltare. Vasile, noroc, Vasile! Salutare, Xenia, salut. Pe Facebook, de exemplu, așa mă întreabă Mihail, pe Facebook, de exemplu, am chemat prietenii să zic pagina și mai postez știri pe pagina mea și alte pagini și grupuri ca alte că mai sunt pentru promovare. Pentru promovare, Mihail, este publicitatea. Ceea ce faci postări este pentru comunicare. Contentul organic nu este niciodată pentru promovare ca să vină mai multă lume, ori să vină mai mulți, ori să te vadă mai mult. Dacă vrei rezultate cantitative și calitative, trebuie să conectezi Facebook Ads, Instagram Ads, posibilitatea de a promova targetat către publicul nostru țintă, către audiența ferbinte, în contextul de comunicare. Așa că altă variantă aici nu-i, ne rabotă-i Facebook-ul în formatul de a arăta o postare și să avem rezultat. Așa, mergem mai departe, dacă vorbim despre funcții, o funcție destul de importantă a devenit, asta este copywriter-ul. Sunt agenții care, dacă scriți, asta e una din funcțiile care mie îmi place să o recomand pentru studenți, pentru fete și băieți care scriu corect, voi puteți luați de la 1000 de lei pe lună sau de la câteva sute de lei pe postare ca freelancer,
sau să aveți contract de verificare, gen cineva scrie, iar voi verificați, e ca mie îmi trebuie om de ăsta, și ajustat să fie după o structură, pentru că eu scriu tare aiurea. Mai ales copywriter în limba engleză, mai ales pe copywriter în limba rusă, în limba italiană, spaniolă, germană, chineză, copywriter care se poate scrie, e nevoie în piața noastră și in-house, într-o companie mai multilaterală, mai rar, companiile de obicei SMM poate să angajeze, dar copywriterul poate să vă iau țors. Dar în agenții de digital comunicare, copywriterul este in-house și el poate primi până la 10.000 de lei destul de adevăr, dacă este un copywriter bun. De la 5 în sus, deja, cu siguranță, chiar dacă este mediu, bunișor, deja poate să primească. Deci aici totul depinde de la ce fel de nivel voi porniți ca expertiză pe care o dețineți. Și când atât copywriter-ul, cât și designer-ul, cât și SMM și cu trebuie să știi social media. Voi nu sunteți copywriter, știți numai ABC. Vă știți ce înseamnă postare, vă știți ce înseamnă AIDA sau alte tehnici care țin de cum să acaparez clientul, cum să atrage atenția, cum să bați în durere, cum să dai soluții, cum să faci call to action. Adică elementul de comunicare nu este pur și simplu. Scriu texte ortografic corect. Pentru asta puteți fi copywriter în alte industrie, gen redactare documente. Dar dacă vreți să fiți copywriter în social media și primiți un 10.000 de lei pentru faptul că scrieți din suflet, atunci asta este posibil. Precis este posibil. Mai departe, deja depinde de voi. Dacă vă deschideți agenția voastră, puteți să faceți și mai mulți bani în sensul ăsta. Aici n-aveți deja limită în formatul ăsta. Următoarea funcție, cea mai preferată a mea, chiar și agenția noastră am reprofilat-o către funcția asta. La noi mai mult de 70% din clienți, adică toți clienți au acest produs, iar mai mulți clienți sunt pe această direcție, este traffic managerul, care are un rol să genereze trafic ori vizibilitate, să facă ori să genereze clienți potențiali. El este persoana care setează publicitate. Dacă SMM-șcu ar putea să facă și postări, și copywriting, și design, puțin probabil că SMM-șcu ar putea să facă targetare cu buget mai mare de 200-300 de euro pe lună. De ce? Creierul la targetare este un pic diferit decât la creativitate. Pentru că targetarea sau traffic managerul este despre setare strategică și construcția campaniilor publicitare. Atât pe toate direcțiile ar fi nevoie de fiecare specialist, dar de oameni din traffic manager. E cea mai preferată a mea funcție. De ce? Pentru că azi voi puteți deveni traffic manager combinând joburile. Dacă aveți timp și vreți mai mulți bani, să vă angajați în orice companie. Ca scrieți în Instagram tamazan.media, cei care încă nu au făcut stories, cei care sunt aici au făcut stories, screen and tag tamazan.media, scrieți-mi că aveți nevoie de job. Am zeci de companii care au nevoie de oameni outsourcing house în contextul de traffic manager. Pentru că următoarea funcție aș combina-o, dar este analytic manager care se ocupă doar cu analiza publicităților. De ce aș combina-o? Că în mare parte, în agenții la noi sunt două persoane diferite. Traffic manager și analytic manager. Persoana care setează publicitate și persoana care face rapoartele și analizează double check în fiecare dimineață și seara toate campaniile. Ca traffic managerul să nu încurca ceva, uita ceva sau altă direcție. De ce? Dacă voi vreți să lucrați în domeniul ăsta, job este, funcție este, cât puteți câștigați, ca freelancer puteți luați de la 500 de lei per client pentru analytic manager sau de la 2000 de lei ca media manager, ca traffic manager. Ca in-house, într-o companie, puteți aveți un salariu de până la vreo 5-6.000 de lei pentru ambele funcții. Dacă în agenții, puteți să aveți până în 10.000 de lei ca element de. De ce? SMM-ul costă mai scump în companie, dar în agenții mai ieftin. Dar media manager în agenții mai scump, dar în companie mai ieftin. De ce? Pentru că în companie, media managerul va seta cu un buget limitat. Va face și textele ca SMM-șic, dar va targeta mai limitat. În agenție, el a să aibă de targetat, spre exemplu, cum la noi sunt de la câteodată și 10.000 și 20.000 de euro pe lună. Și atunci, bugetele sunt mari, trebuie creier bun și asta implică o responsabilitate destul de mare.
o funcție interesantă pentru oameni creativi, nou de altfel, este storymaker-ul. Persoana care face stories-uri. Persoana care lucrează în Instagram, Facebook Stories. Aici bani mai puțin, dar e o funcție care chiar dacă se poate angaja, nu știu la cine, doar de la agenție. În companie, storymaker aparte, nu cred că se angajează. Dar freelancer, companiile ar putea lua. Tu să răspunzi doar de stories. Doar de zona în care tu să faci montaj de stories, să duci la evenimentele la care eu n-am fost, sau la care vreau să mă duc, sau la care mă duc, să faci check-in-uri și toate acestea sunt despre comunicarea în stories. Este un job care în 2021 o să prindă și o să se dezvolte foarte rapid. De aceea, dacă aveți abilități de montaj, vă descurcați în telefon tare bine, atunci nu scăpați din vedere acest vector. Da, va trebui să vă deplasați un pic mai mult, dar nu e nicio problemă în sensul ăsta. Păi iată, vreau să-mi răspundeți la o întrebare acum în privat. Care din funcții scrieți sunt, ce ești sau vreau? Și scrieți care din acești eroi vreți să deveniți ori deja sunteți în comunicarea noastră. Adică care direcții vreți să o dezvoltați sau sunteți deja în dezvoltare? Sunteți project manager în digital comunicare? Sunteți SMM-șic? Sunteți designer? Copywriter? Traffic manager? Story maker? Analitic? Sau o funcție nouă? Ciudă celăvec? Многорукий, многоногий человек? Care face tot? Scrieți sunt tot sau vreau tot? A să înțeleg că sunteți cel care face toate de toate. Sau aveți în funcțiile acum existente. Pentru că dacă o scrieți că vreau, atunci propun ca voi să nu uitați și neapărat să scrieți pe Sub Digital Team pentru cei care vor un e-mail cu la care job ați vrea să aplicați și ori la SAP, ori la alte companii partenere ale noastre, ori la clienții noștri, ori la alte proiectele noastre, vă recomandăm și vă redirecționăm neapărat. Adică aici e o chestie, așa un minut ca reclamă e pauză era, dar dacă voi deja lucrați, atunci cu siguranță puteți cereți mai mult sau să vă dezvoltați la în online, ori la cursurile noastre, ori la oricare, puteți săpați, dar dezvoltați-vă aparte. Nu faceți tot. Mergeți doar pe copywriting, sau doar pe SMM, sau doar pe targetare, sau doar pe analitică, mai repede să găsiți client și mai repede să vă învățați. Ați învățat targetarea? Învățați-vă și copywriting-ul, învățați-vă și design-ul, nu e nicio problemă, doar ca parte. Sau, dacă voi dețineți deja expertiză și căutați un job în contextul ăsta, atunci nu este exclus că vă putem fi de folos și în formatul ăsta. Păi vreau să-mi răspundeți, din cei care urmăresc live-ul, scrieți-mi, vă rog frumos, cine tu ești? Project manager, social media manager, ești designer, ești copywriter, ești traffic manager, stories maker, analytic manager. Ce ești tu? Ce ești tu? Pentru companii, pentru cei care lucrează cu agenții, trebuie să aveți în vedere că ei lucrează cu așa spectru de experți. Pentru că echipa contează, pentru că echipa creează istorie. Și astăzi, când spunem că în țara noastră nu-i de lucru, când spunem că numai la stroic se poate lucrat, vreau să vă spun că nici la stroic oamenii nu găsesc oameni, dar în același timp oamenii spun că n-au de lucru. Eu asta nu înțeleg. Azi poți fi de acasă, un ceas, două, project manager în proiecte digitale, eu am nevoie. Poți fi de acasă, cu ortografie, copywriter. Poți fi targetolog, analytic manager. Eu am nevoie de analytic manager care să lucreze outsource o oră pe zi, două. Poți fi stories maker. Eu am nevoie. Dacă știi, vină, dacă ai abilități, poți să te ajut. Am companii care au nevoie. Am colegi, prieteni care au nevoie de toată chestia asta. De ce? Dacă voi sunteți la etapa că știți, dar primiți mai puțin decât cifrele care le-am spus, de la 5 la 10, 5 la 15, atunci precis trebuie să veniți și vă ajut în sensul ăsta. Dacă vreți în domeniul ăsta, atunci cam asta este peisajul. Nu veți câștiga în prima lună 10.000 de lei. Nu veți câștiga peste un an de zile 50.000 de lei. Nu este despre business-ul ăsta. Este despre business-ul de la 5 la 15. Poate unul din 1.000 să câștige 20.000 pentru că și e director de departament. Dar realitatea domeniului spune cam în formatul ăsta.
De ce? Asta era ideea mea în contextul de comunicare. Chiar ne arată și bateria că, la mine. Pentru cei care, apropo, vor să învețe în Facebook, cei care s-au făcut stories, puteți să-mi scrieți, pentru că noi avem programe, iar că cel mai fresh program este programul Facebook Start despre lucru în Facebook, 2 zile de content, 10 lecții preînregistrate despre cum să postezi, ce să postezi, cum să faci publicitatea, de la zero toate elementele prin Zoom, cu 10 lecții preînregistrate, o carte, un workbook, caiet și încă 2 lecții care se înregistrează, toate acestea la toți absolvenții noștri în formatul ăsta. Puneți un plus în comentariu sau scrieți-ne în privat și el care vrea o să găsească, eu nici nu mă opresc la toate motivele care posibil le-am spus sau posibil sunt. Colegi și prieteni, asta era tema zilei de azi. Eu sper mult că v-a plăcut, faceți un share, dați un comentariu. Cei care au la îndemână telefonul, faceți un screen or la televizor, vreau zic, la ecran și dați un share prin Instagram, talmazan.media. În fiecare zi o să ne vedem, în fiecare săptămână, zi de joi, posibil, o să ne vedem pentru o comunicare scurtă. Dacă vă interesează un anumit subiect, scrieți. Vă mulțumesc mult că faceți social media, sper mult că o faceți dostoină. Și pentru mine este o onoare să vorbesc pentru voi. Sper că asta vă ajută și vă place și este relevant. Acestea fiind spuse, vă mulțumesc. O seară extraordinară, un sfârșit de săptămână cât mai reușit. Like-ul, share-ul și numai bine vouă și familiilor voastre. Uitina de crăsivă, țineți minte? Nu, stați uleacă.